seara, eu sunt Dana Sarmeș și sunt ONG-istă, cât o să mai fiu. Dacă trece legea 140 în 2018, nu o să mai fim. Suntem un ONG care... Misiunea ONG-ului, de fapt, este să intervină acolo unde statul nu mai poate să intervină. Și noi, pe contrasens, am intervenit, dar fix pe contrasens, în cultură și educație. Toate proiectele noastre sunt adresate educației prin cultură în care credem. Artă în casă, am fost chemată să vorbesc despre acest proiect. Așa, nu. Așa. Pe care l-am implementat în vara aceasta între 3 și 10 august. Deci cât de pe contrasens suntem, că după 2 ani de la înființare, un curator se uită pe YouTube, ne vede proiectul și ne cheamă aici. În 2 ani. Sunt ONG-uri și sunt grupuri care muncesc ani de zile să-și implementeze, să facă proiecte și care capătă recunoștință după foarte mult timp. Noi după 2 ani am lansat prima colecție de carte de artă în Timișoara, cei mai importanți artiști bănățeni. Uniunea Artiștilor Plastici din Timișoara are 500 de membri, din care 7 au albume de artă. Artiști plastici timișoreni fără carte, fără portofoliu. Încercăm să recuperăm această gaură care există și pe piața de artă. De fapt, sunt profă. Puteam să fiu orice altceva, dar am ales să fiu profă. Am ales să fiu profă alături de alte 2 profe, la fel ca și mine, că numai așa te poți intra pe contrasens dacă gândești la fel și vrei să faci aceleași lucruri. Și ne-am propus foarte tare acest proiect pentru că am vrut să schimbăm ceva în această educație, în această școală. Că școala în România e într-un sistem Bologna care are foarte mari deficiențe. Prima întrebare pe care ne-am pus-o când am început proiectul Artă în Casă este: de ce îl facem? Este nevoie de o școală de vară? După ce stai 2 semestre, 8 materii pe zi, îți fac capul mare în școală, noi te mai aducem vara 2 săptămâni, în loc să noți și să te bronzezi, să-ți mai băgăm în cap încă alte 2 săptămâni de altă școală. Vom răspunde și la această întrebare. A doua întrebare a fost: cum? Dacă tot facem o școală de vară, cum o facem? Noi n-am inventat conceptul de școală de vară, dar trebuia să venim cu ceva ce nu s-a mai făcut. Iar noi, lucrând în cultură și în educație, am zis să-i aducem pe ăștia toți la un loc. Și am adus la Artă în Casă toate artele. Și ce este produsul pe care noi l-am vândut? De ce am făcut Artă în Casă? Fiindcă, nu știu, asta de unde merge? Fiindcă studentul intră în școala din România, îi faci capul mare, iese în piața de muncă și explodează capul. Nu înțelege nimic, nu știe nimic, pleacă cu atâta informație pe care nu o poate sintetiza. Pentru că nu are practică, n-a lucrat nimic, n-a făcut altceva decât să facă eseuri, să răspundă la seminarii, să meargă la cursuri, să facă eseuri, să răspundă la seminarii, să meargă la cursuri, să ia notă, să ia bursă, să facă eseuri, să meargă la cursuri. 3 ani de zile. Noi îl preluăm din universitate, cu capul mare, că ne place capul lui mare. Și în capul ăla mare al studentului îi mai dăm ceva. Experiență. Artă în Casă, școală de vară, este un proiect în care nu învățăm despre lucruri, tip prelegere. Eu stau în fața turului și îți spun cum funcționează. Noi învățăm să facem lucruri și le facem împreună. De ce facem Artă în Casă, școală de vară de manageri culturali? Fiindcă România, la 28 de ani de la Revoluție, a rămas tot în Cântarea României. Unde te întorci, hop, un festival, alt festival și alt festival. Suntem o țară a festivalurilor. Foarte departe de a fi o țară a proiectului cultural. Un festival, cine îmi spune un festival acum? Ziceți-mi numele unui festival. Bun, altul. GSM, altul. câteva. Foarte mulți nici măcar nu rețineți numele unui festival, nici eu nu pot să le rețin pe toate festivalurile astea, care nu lasă nimic în urmă. Este vorba de niște muzică, de niște concerte, ne simțim bine 3 ore și plecăm acasă. Noi nu facem astfel de proiecte, că noi suntem pe contrasens. Noi vrem să lăsăm ceva în urmă și în urma noastră, că suntem bătrâne toate, 3, să știți. Și azi, mâine, nu vine nimeni să ne ia locul. Mai avem superbul artist, care este atât de mic în toate problemele în care e sufocat în această țară. Artistul trebuie să gestioneze tot. Și nimeni nu-i scrie o politică culturală. Nimeni în țara asta nu face nimic pentru artă. Nu că nu vor, fiindcă nu știu. Fiindcă managementul cultural este un concept de un an în România. Știți că Timișoara are o strategie culturală? Cine știe că are o strategie culturală? Uai, ce puțin! Se poate da jos de pe site-ul primăriei. Strategia culturală a orașului Timișoara, strategie în baza căreia s-a câștigat titlul de capitală culturală. Dacă răsfoiți până la pagina 150, veți vedea timpii de implementare a unor probleme la nivel de cultură de oraș, pe termen scurt. Ia uitați-vă ce scrie acolo și câte sunt implementate în Timișoara. Nu există manageri culturali. Nu are cine să facă aceste lucruri. Și noi nu mai avem energia. Și atunci facem școală de manageri culturali. Pentru că acesta e sistemul care ne cade în cap. Ca de la artist să ajungi la sponsor, trebuie să treci, să urci dealul Golgotei. Nu, un artist, și asta nu e treaba lui, să facă rost de bani ca să-și implementeze el propriile lui proiecte. Nu-i nici de cum treaba lui asta. Nu-i nici de cum treaba unui regizor talentat să conducă un teatru. Nu-i treaba unui muzician, șef de partidă, să conducă o filarmonică. El trebuie să cânte. Chirurgul trebuie să opereze, nu să conducă un spital. Artistul trebuie să picteze, nu să conducă o galerie, nu să-și facă propriile prezentări, nu să-și obțină propriile finanțări, nu să-și facă propriile expoziții. O trupă trebuie să compună, să stea acasă, să fie creativă. Trebuie să existe niște oameni care să umble după, să le facă viața mai ușoară. Așa a arătat artă în casă. Am început o școală de vară de manager cultural, open call frumos, 4-6 de aplicații, foarte puține, dar totuși mai bine decât nimic, că noi aveam 18 locuri disponibile. Așa că am avut de unde alege, am ales pe bază de, asta cum îi zice, scrisoare de intenție, în care studenții, și nu ne-am adresat studenților care vin din lumea artei, ci ne-am avut rezidenți de la psihologie, sociopedagogie, management, marketing, finanțe, bănci, pentru că ei, am vrut să vedem dacă ceea ce, geografie, dacă ceea ce primesc ei din școală pot folosi în management cultural. Să luăm bagajul lor de cunoștințe și să le mai deschidem puțin orizonturile. Și am pus față în față, în căsuța academică, unde s-au întâlnit cu oameni din lumea filmului, Ada Solomon, Gelu Schweitzer, Alexandru Solomon și Florin Iepan. Și au vorbit despre film cu oameni care fac film. Cu oameni care fac film de ani de zile, cu oameni care iau premii pentru ceea ce fac ei. Am vorbit despre cărți, editură, documentare, cu oameni care asta fac. Cărți, editură, documentare. Istoria Banatului Montan, Daniel Vighi și Viorel Marineasa. Am vorbit despre patrimoniu cultural natural, cu fostul guvernator al Deltei Române. A venit Liviu Mihaiu și a spus cum a reușit el în Delta. Pentru că, ajung și acolo, artă în casă nu s-a întâmplat în Timișoara. Deși în Timișoara ar fi fost foarte fain să se întâmple, pentru că avem logistică, avem drumuri, avem infrastructură, avem cazare, avem mâncare, avem catering. Noi am plecat cu acest proiect, revin la căsuțe, în această zonă, Socolari. Cine știe de Socolari? Socolari este prima enclavă culturală românească după Balcic. La Socolari, în 1990, hipioții ăștia, artiști, au descoperit locul Este după Orabița, în zona Banatului Montan. Este Tashi, Giucă, Corban, Fuiorea, Sida, Olteanu, Ficăl și Scorobete. Și au populat zona. Au recondiționat casele. Din epave au ajuns galerii de artă. Socolari este satul cu 3 galerii de artă. 3 galerii de artă. Timișoara are câte galerii de artă? Calina, Ieța, Helios. Timișoara, capitală culturală, și Socolari are tot 3 galerii de artă. În toată regula. Galerii cu simeze, nu glumă, nu așa o debara. Oamenii, zona în care noi am plecat cu acest proiect are 2 propuneri pentru patrimoniu UNESCO. Cheile Nerei și Semeringul de Banat, calea ferată Oravița Anina. Ce am vrut cu acest proiect este să ne întoarcem la căsuțe. Ce am vrut cu acest proiect a fost să învățăm pe tinerii studenți, indiferent care este pregătirea lor în licență, că dacă acordă un pic de atenție culturii, dar un pic de atenție culturii, se poate schimba foarte mult în lume și în jurul lor. O rezidentă, pe numele ei Izabela, finanțe bănci, sau management, nu mai rețin, foarte entuziastă pe tot parcursul șederii la Socolari, o întreb la final și o să dedici acum timp managementului cultural? A, nu! Eu am plecat la finanțe bănci să mă fac bancher. Eu vreau să fiu bancher. Dar când am să ajung un mare director de bancă, vreau să vă sponsorizez. Pentru că acum am înțeles cât de important este să fii cult, cât de important este să cunoști omul din spatele artistului, cât de important este să ai acces la cultură, să vezi ce se întâmplă, că există și o altă lume, în afară de Facebook, bani, mall, bancă, club, există și o altă lume. Socolari este un sat deschis, puteți oricând merge acolo. Casele artiștilor sunt case deschise. Puteți oricând ciocni la ușă și veți putea vizita aceste case. Enclava culturală Ciclova, Socolari, Potoc, Ilidia, are 45 de artiști. E un sat din artiști. Muzicieni, artiști vizuali, scriitori. Sunteți bineveniți oricând și aproape toți, cu mici excepții, sunt timișoreni. Artă în casă își are palierul educativ care este pentru tineri și voluntari, tot în pregătire. Sunt spectacolele în casă, în zona artistică, invităm artiști, ne și deconectăm că nu putem tot timpul să facem școală, după care povestim despre cum fac ei spectacol și are partea de creative, care este partea de rezidențe Socolari. În fiecare an, începând de anul acesta, 4 artiști vor primi rezidență de o lună în enclava culturală Ciclova Socolar Potoc. Cam așa facem cursurile. În piscină s-a vorbit despre cultură, contracultură și subcultură, cu picioarele în piscină. La băncuță s-a vorbit despre creative writing și oameni care nu s-au văzut niciodată, nu s-au cunoscut niciodată, au putut să stea la masă și să elaboreze un proiect cultural coerent, un proiect cultural cu sens și un proiect cultural care seamănă a proiect cultural, chiar dacă e de nișă, ca cele pe care le facem noi. Noi am plecat de la Socolari cu 3 grupe de studenți care au scris 3 proiecte impecabile în doar o săptămână. Doar o săptămână. Au învățat să gândească, au învățat să scrie și au învățat să se raporteze la cultură. Open Call începe în 1 martie, este național, este doar pentru studenți la nivel licență, master și doctorat, dar la Socolari oricine este binevenit în timpul evenimentelor. Mai puțin zona de curs și zona de întâlnire cu lectorul și cu mentorul, care nu e deschisă publicului. În rest, oricine este binevenit la Socolari, să cunoască artiștii de la Socolari, să cunoască zona de la Socolari și casele noastre în care facem artă, frate. Noi ăștia, asta e echipa. Mulțumesc!